Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Fecioară. Haideți să facem etalarea pentru luna mai 2023. Să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Fecioară? Cei cu ascendent descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Cupid. În luna mai 2023, evenimente importante, Fecioară. Fecioară. O aiureală. Cred că aici văd ca și zodii vărsător, pești, berbec și leu. Bun. Aici posibil foarte mulți dintre voi să fiți persoane căsătorite sau să fie vorba despre o căsnicie. Sau să împărțiți lucruri financiare, să fie o asociere din punct de vedere financiar. Pentru alții dintre voi am un vibe și aud în clar audiția mea că sunteți deja în divorț. Sau ați divorțat, sau pur și simplu aveți doar un copil sau copii împreună și asta vă mai ține legați, ok? Poate fi o chestiune de cineva tot încearcă aici să interfereze cu viața celuilalt. Adică dacă tu ești o persoană care ai divorțat de cineva, ești femeie singură acum și încerci să-ți găsești pe altcineva sau bărbat, acum rezonează, persoana care ai fost, deși nu mai ai nicio legătură, dar poate ați avut copii, aveți copii împreună și asta consideră persoana asta că îi dă dreptul să îți spună ție, să-ți dicteze, să-ți dea sfaturi, să te oblige sau să îți impună, ok? Și angajându-te copilul, cu cine să ai relație sau cu cine să fii? Sau de cine îi place sau de cine nu-i place, sau în funcție de persoana care ești, dacă îți mai dă copilul sau nu-ți mai dă copilul, sau viceversa. Ia cum rezonează, cineva șantajează cealaltă persoană foarte urât și asta o să se termine. Pentru că aici o persoană, bărbatul e posibil să facă așa ceva, sau femeia, de ce nu? Cineva își explorează foarte mult opțiunile, cineva alege întotdeauna altceva sau are o altă persoană, dar impune celelalte persoane, mie nu-mi convine ca și copilul nostru să stea cu altcineva sau nu-mi place de persoana asta, nu-mi place de persoana asta sau nu-mi place de persoana asta, dar de fapt este acea posesivitate, este acea dorință de control. Persoana asta nu-i pasă cu cine stai tu, dar vrea să te controleze în continuare și nu vrea să fie o persoană fericită, nu vrea să fii cu altcineva. Și uite așa vrea să-ți provoace stagnare în viața ta, ok? Menținându-te într-un conflict în continuu în care tu să fii tot timpul zăpăcit sau zăpăcită, să nu știi cu cine să fii. Nici o persoană, poate fi un părinte care să face treaba asta, nici o persoană nu este suficient de bună pentru tine. Nu este ok. Pentru alții dintre voi refuzați o ofertă când vine vorba despre muncă sau refuzați o persoană care a încercat să colaboreze financiar cu voi sau o persoană care cândva a fost interesată de finanțele voastre și i-ați dat o ocazie să fie în viața voastră sau i-ați dat o ocazie să fie alături de voi, dar s-a dovedit o persoană materialistă și acum persoana asta vrea să fie înapoi cu tine, dar tu nu vrei să mai ai nicio treabă cu persoana asta. Din câte văd, ești o persoană foarte pozitivă, îți vezi în continuare de lucrurile tale, cunoști persoane noi, ai foarte multe contracte sau îți merge foarte bine pe partea financiară, în special dacă ai și leu și vărsător aici. Nu ai nevoie de așa ceva în jurul tău, deși persoana asta se întoarce cu gândul de o reuniune și o împăcare, eu văd că tu îi spui nu. Îi spui, te cunosc destul de bine, știu ce-ți poate pielea. Te-a refuzat cealaltă femeie și de-aia te-ai întors la mine. Nu mai primești bani de la cealaltă femeie și de-aia te-ai întors la mine, ok? Îi spui, mi-am găsit pe altcineva și nici să nu te gândești că mai ai ce căuta în viața mea, ok? Dacă te-ai tot răgănit cu un fost sau o fostă și persoana asta s-a tot întors sau a încercat să-ți împiedice viața, de câte ori ți-ai găsit pe cineva, a încercat sau tu ai făcut asta cu persoana asta, acum rezonează. De câte ori ți-ai refăcut viața, persoana asta a încercat să vină peste tine. Când și-a primit pa de la persoana la care a stat sau la care
ca să spunem așa, a apelat, pentru că văd că e un bărbat foarte interesat de bani sau o femeie, ok? De câte ori s-a întors, s-a dat viața peste cap. Tu ești la un alt nivel acum și ești la un alt... Ai avansat în viața ta, te-ai maturizat, că doar ești eremitul, ok? Se maturizează eremitul și este matur de vreme. Tu îi spui nu, în niciun caz. Și nu este ca știu cum este un nu forțat, este un nu lejer. Nu mai simt. Deci nu mai simt. Poate mai ai de face și cu cineva din pești, pe lângă vărsător. Am spus pești aici, vărsător, pești, leu, berbec și taur. Poate că celebrezi aici un eveniment. Poate că cineva nu vrea să recunoască un copil sau cineva refuză să fie un tată responsabil, să-și achite, ca să spune așa, pensia alimentară sau să vină la o celebrare la care tu ești cu copilul tău, ok? Poate este o persoană influentă. Poate ai făcut un copil cu o persoană foarte, o persoană publică și nu este o persoană căsătorită și nu vrea să afișeze treaba asta. Doar pentru câțiva dintre voi este un mesaj foarte, foarte specific. Poate ai făcut un copil cu o persoană care în mod normal este o persoană bisexuală sau are relație cu persoane de același sex. Și s-a întâmplat o chestiune, aud ca mesaj, e specific, e doar pentru câțiva dintre voi. Și a fost o dorință de-a ta să păstrezi copilul, dar poate nu știu că persoana asta sau ai știut că persoana asta are relații cu persoane de același sex și cumva a fost o conveniență. Sunt acolo, mă știi, dar nu mă faci o persoană publică, nu mă incluzi în asta. Nu spui nimănui despre mine. Wow. Asul de monede. Vreau clarificarea cărților de pe masă. Vreau împărat. E posibil aici să ai de-a face cu o persoană foarte arogantă. O persoană care creează decepții. O persoană care crede că poate să cumpere dragostea cu banii. Sau o persoană care își vinde dragostea pentru bani. Ok? Cineva care pretinde că este un bărbat foarte matur, că este un bărbat foarte știut, că este un bărbat foarte citit, dar el este de fapt un cavaler de bâte. Cineva care se prezintă că poate să ofere foarte multe, că este un afacerist, dar el de fapt n-are nimic. Ok? Tu te-ai hotărât și spui așa, pa, toate imaturitățile și persoanele care nu mai îmi servesc mie. Eu am grijă de acum de mine. Este momentul să am un nou început. Poate chiar o să ai un nou început cu cineva din berbec. Sau cu o persoană... Uite, am zis berbec. Uite-l! Deci este berbec. Ok? O persoană cu un berbec. Sau te-ai hotărât să te-ai îndrăgostit atât de tare de un berbec. Sau te îndrăgostești atât de tare de un berbec. Încât ai ajuns la concluzia. Gata, ăsta este omul cu care eu vreau să trăiesc toată viața. Asta este persoana cu care vreau să-mi impar viața, nu mă mai interesează nimeni altcineva, poate ai un fost care încearcă să se agațe de tine, poate aveți un copil împreună, ați fost căsătoriți sau cu asta a încercat să te subjuge până acum, ok? Într-un final trebuie să înțelegi că fostul s-a lăsat definitiv sau te va lăsa în pace, iar tu vei avea un nou început cu persoana asta și spui... Nu mai vreau pe nimeni altcineva, eu m-am îndrăgostit de persoana asta, asta vreau, asta e pentru mine. Dar vreau să știu eu de ce împăratul ăsta, același împărat, mie mi-apare cu energia asta jos. Că pentru câțiva dintre voi, poate că tu simți asta și spui, este tot ce mi-am dorit vreodată. Să mă hotărât într-un final, să am încredere și să-i acord încrederea mea, deși am mai făcut gafe în trecut. Totuși e ceva ascuns aici. Sau poate persoana asta ți-a făcut niște greșeli în trecut, dar s-a schimbat. E o nesiguranță emoțională. Da, uite, aveți un copil împreună. Tu ai un copil împreună cu o fostă persoană, nu cu persoana care ești acum.
și nesiguranța persoanei din prezent este că ți-a făcut niște greșeli foarte mari și că datorită copilului este deranjat tot timpul de fosta ta persoană. Și că este posibil, poate ai un băiat sau doi băieți cu fosta ta persoană, sau după caz, este posibil ca cineva aici să spună: mi-aș dori din tot sufletul să fiu părintele acestui copil. Aș dori ca persoana asta să nu mai intervină tot timpul. Sau dacă intervine, cel puțin să nu mai facă atâtea probleme. Soarele. Poate și fecioară și leu. Soarele este că în sfârșit nu mai stagnezi. Ai scăpat de manipularea persoanei din trecut. Reținerea asta. Ești mai mult ca sigură ca niciodată că vrei relația cu omul ăsta nou și că te-ai hotărât. 3 de cupe. Uite, același rege de monede, care este un bărbat brunet. Nu contează zodia, pentru că el mi-apare că poate fi gemeni în balanță vărsător. Mi-apare și ca regele de săbii. E un om ascuns, un om materialist, un om rece, un om fără scrupule. Te-a urmărit, un om obsesiv. Uite, pur și simplu îi respingi conflictul acestei persoane și s-ar putea să pui niște bariere sănătoase de protecție prin care să spui: știi ceva, asta e relația mea, mi-o respecti, nu mi-o respecti, la revedere. S-a terminat joculețul tău. Steaua. Exact. Divinitatea lucrează la tot ceea ce trăiești tu și nu te lasă să cazi și îți arată ce înseamnă putere divină și îți arată ce înseamnă putere angelică, pentru că îți ocrotește casa și aici e un miracol. E un miracol care se întâmplă pentru tine în luna mai. Ai să vezi un miracol foarte mare, un nou început pentru tine după atâta furtună, pentru că cineva a trecut printr-o depresie foarte mare aici și o stare instabilă psihic și n-ai știut de ce. Energia malefică a fostei tale persoane și farmece și o persoană care a făcut treaba asta posibil mental sau pur și simplu gândindu-se negativ asupra ta, tu ai trecut prin niște lucruri foarte ciudate și într-o dată s-a șterne calmul și spui: Doamne, asta e miracol. Parcă nu te-ai mai trezit de mulți ani o dimineață să spui: îmi place să trăiesc. Aud un mesaj aici. Și de acum încolo așa va fi. O să-ți placă când o să te trezești din somn. Parcă până acum ți-a fost urât să te trezești din somn. Marea preoteasă. O, da, ai s-a lucrat. Da, cu magicianul, uite. S-a terminat. Și de ce am văzut eu steaua și zecele ăsta de bâte la taur? Oricum mereu când îmi apare taur și fecioară, cred că cineva are și taur și fecioară. Și regele ăsta de cupă, exact în formatul ăsta mi-a ieșit. Deci cineva aici duce greu la ce a făcut acum. Și nu mai are niciun fel de forță de manifestare, pentru că câțiva dintre voi a fost un spirit. Sau cineva folosea un spirit să te atace. Și nu mai are niciun fel de acces la tine. Gata. Odată cu terminarea acestui lucru, s-a terminat și accesul acestui spirit la tine. Și când am spus spirit, iau-te-l. Cineva care poate n-a vrut să-ți facă rău, dar a fost, ca să spunem așa, a fost invocat, folosit de cineva, ok? Aici mesajul este foarte clar. Mesajul este foarte clar. Știu pe cine iubesc, știu pe cine vreau, știu cu cine vreau să fiu. Poate nici n-ai cunoscut persoana asta, pentru că alții dintre voi care este o persoană nouă, gata, știi că vrei să rămâi cu persoana asta și punct. Bun. Atât am avut și pentru cei din zodia fecioară. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.